de la fructe că a căzut ăla. Da, ajung că la piele nebun la cap. Situație. Piratul era beat mort și cu capul prin geam. Bucate. Ce? Nu cred, deci nu cred. Fac șocarea, Mărin. Când am văzut piratul, dai cu palme. Cine a bătat piratul? De-a ajuns cu capul prin geam. Dar când s-a întâmplat asta? Acum, așa? Acum, așa? Nu, acum nu de mult. Când au venit agenții de acolo, la fermă, la noi, erau deja cu asta comisia. Da, clar. N-am apucat să mă duc în bucătărie, că am auzit gălăgie. Când am ieșit în fața restaurantului, Andrei striga: Neamărine, nu noi! Am făcut și eu o diversiune. Regie bună, bună. Regia la început. Să vină să strângă, vrei, eu nu mai strâng nimic. Cazuri se cheamă poliția. Știi cumva cine? O, nu! Jură-te! Nu eu, deci nu tu. Vino aici, vino cu-a! Vino lângă mine să te jur că nu! Nu-l aduce, mă, ăla, nu știe el cum să-l întărâte, mă. Da, asociatul tău? Mai bine eram eu în locul. N-a făcut? Nu? Da, de unde? Să mor eu dacă am dat noi, bre! Să mor eu! M-am jurat! Unde e asociat? E aici, în casă. Unde? Hai. Și am observat pe ponton un fotoliu și erau niște perne pe fotoliu care se mișcau. Să mor! Tu ce ești, că eu sunt prost, iau de unde stă. Și a pornit jihad. Cine a făcut, bre, ce? Oh, da? Cine a făcut cu ce? Treceau ouăle pe lângă mine, cum trec rachetele în război. Am apucat să iau și eu două mâini de pietre din astea mici. Hai, noroc, bre! Ian! Cât de prost e? Uite că dau și ei. Un ou, două, trei, patru. Și eu mă jucam printre ouăle lor. Și am numărat 10, 12, 14, 16, 18, 20. Cât o să dăm? Vezi că am zis cu ea? A dat? Ce a început, măcelul? Nu, da, el a aruncat cu pahare. Și cu pahare? Și cu, și cu felinare ale noastre. Mi-a trecut un felinar, vă dau cuvântul meu, domnule, dacă nu mă aruncam pe jos, îmi venea direct în cap. Haide, mă, vino cu ala că te ține, ia vino cu ala. Hai, vino cu ala că te ține. Haide, mă, hai. Ridică asta. Ziceai că suntem un desene animate. Sau era vreo scenă de luptă dintr-un film istoric. Jos era armata invadatoare și pe ponton erau asediații care își pregătiseră scaune cu o saltea. După care am văzut că ei sunt blocați acolo, a zis acum e momentul. Nu te duci acolo! Stai, puțin, stai, 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 am clienti aici, adică, ce clienti ai? Ce clienti, bă, ce clienti ai, ce clienti ai? L-am luat pe Fernando la omor, Fernando să mă tiu, dă-te la o parte. Și am luat-o pe-ntre scaune, am încercat să dărâm toate scaunele. Stai puțin, bă, nu, stai, nu, le-am dărâmat toate florile care erau puse de mine, de cu mâna mea. L-am luat iar pe Fernando la omor. Vreau nebunule, stai, bă, da! Ei, mă, tu nu poșește niciodată, fratele, ce se întâmplă cu tine? Uite-te că... Am dat și statuile lor jos și am venit la mine la restaurant. Neamărine! Hai să-ți dăm castraveții! Haide, bre! Na! Gata, ei! Închidă restaurante! A rupt tot! Dar tu ce ai păzit acolo, mă? Cum a rupt tot? Ei, l-am oprit puțin, mă, omul ăsta are o forță beton. Că nebunul ăsta, e nebunul! Nu se moșește niciodată, Doamne! Am zis,
e începutul. Deci dacă se pun cu mine, eu într-o jumătate de oră le distrug tot, dar tot. Păi a dat cu alea, bă. Ce-a făcut, mă, arunca chivecile? Dacă mă enervează, așa le împing skipperul ăsta de aici până la Bulgarido. Nu. Dar nu mai da, te rog frumos cu piciorul și că nu avem nevoie de alte accidente, te rog frumos. Într-o jumătate de oră trebuia să vină lumea pentru petrecere. Era plin de sticlă peste tot, inclusiv pe scaune, pe mese. Tu știi care e problema? Problema e că astea sunt geamuri scumpe. Stai și orbe, sunt detai, vrei? Vrei, vrei, vrei! În prima instanță am râs, după aia m-am enervat. Că mi-am dat seama că noi o să trebuiască să strângem geamurile. Le spar și capul, uite și tu. Eu te vrei la spart aici. Las-o la cap. Las-o! O măturați și măturați. Și mai avem, pentru că Liviu a făcut în la bucătăria de Almarin desastru. Marlena? Marlena? Da! Marlena? Da! Ai văzut ce a făcut ăștia pentru ce ai făcut tu? Dar ce? Dar eu ce le-am făcut? Te-ai dus acolo și le-ai făcut ce le-ai făcut. Dar nu e adevărat, dar ei ce mi-au făcut mie? Eu nu știu, dar uite ce au făcut ei. Păi dar ce-am făcut eu? Vino și fă aici, a făcut ei, hai. Nu, eu trebuie să fac aici. Vino și fă aici ce-au făcut ei. Eu trebuie să fac aici, neamărin, nu ce-au făcut ei. Hai, hai să strângem, luați mături, mături, fărașe, tot strângeți tot aici, hai. În loc să mergem să ne schimbăm și unde să ne pregătim, să așteptăm cum se cade acum clienții, o trebuie să curățăm toată sala. Tot, absolut tot ce ținut de cioburi, mesele, scaunele, din nou, spălat pe jos, măturat, să nu rămână niciun ciob. Acum să vedeți! Hai! Da? Stați să vedeți! Am venit repede la restaurant. Am luat ramele de la geamurile care le-au spart, am luat două din astea de 2 metri și m-am dus la ei. Hai tu! Ți-am zis că vine cu parul! Uite-mă cum fug cu pistoale în mână! El trebuie să fie momit mai aproape, după care am schimbat tactica și am fost eu momeala și Andrei trebuia să-l chilărească. Dar nu mai aveam ouă. Nu mai avea ouă, avea castraveți. Tu, Kadir, dacă dai! Și nu mă las să-l omor pe ăsta acum. Dă-i mă acum, că e prea aproape. Dă-i mă, că e aproape. Kadir, dacă ia dai. Ia te luat. Lasă că știu că ai ajuns la păi. Mi-i dați voi înapoi. Ce? Castraveții, mi-i dați voi înapoi. Dar nu mine, de rău, că l-a aruncat. A, da, deci dai încă o tovarășul meu. Dă-te mă așa. Bă, că stai. Bă, că stai. Bă, pistolul tău! Să mă roșii! 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 Sunt și fraieri. Vântul bătea din spatele meu. Deci ei dăteau cu apa cum ar fi contra vântului. Ah! De-acu, acum! Da, mă, da, da! Hai, mai dă, hai, mai dă! Da, mă, da, bă, da. Ce faci, mă, sus acolo, ești domitoc? Bă, da, prost ești, mă! El! Băi, Andrei, ce ești așa prost, bă, ce vreau să dau? Păi mi-a dat de mea rupt în gura, ce-ai stat acolo? Cu cartă tăia, dă-i în cap, păi, c***, ce ești nebun! Bă, da, prost ești, mă! Te uitai la el, ce-l făce? Păi ce m-am aruncat în el, cum vreți? Când i-ai aruncat? Doi de aia, doamne, ia să... Trebuia să stai ca fraierul acolo, trebuia să stai de acolo. Mie îmi place ca inamicul să existe. Dacă îl distrug, cu cine mă mai lupt? Mai avem încă de stat și aici. Lui nu i-a păsat că l-a mă chilărea pe mine cu două bețe. M-a spart. O, și el n-a putut să dea cu castravete. Poți să remarc inteligența ta cât la el să, să se apropie atât de mult încât să te poată lovi cu ăla. Deși să avem un pistol. Să se apropie mult ca să-i dai tu, mult, ca să-l nimerezi, să nu mai poată să fugă în zigzag. Cum să stai acolo? Cât de prost ești, mă, cu toți căia acolo să nu dai un castravete? Hai, mă, ce dracu, mă. Mi-a dat de majulit. Rău. Mi-a rupt și tricou când m-a prins. După cum puteți uita. După cum puteți uita. Nu știu dacă se vede. Asediul Constantinopolului s-a petrecut aici la Calatis, Mangalia. Ei! Da! Ce e aici? Păi ce a făcut băiatul dumneavoastră? De la cine a început toată chestia asta?
Nu, de la mine. De la cine a început chestia asta? De la cine? Păi cum adică de la cine? Dar stai puțin, cum adică de la cine? Băi, de la cine a început chestia asta? Păi ei mi l-au luat pe Fernando. Da? Bun, da. Ți l-au luat pe Fernando. Da. Cine s-a dus acolo și le-a aruncat toate astea? Dar cine mi-a luat cheia? Zi mersi că e doar atât și nu ți-a distrus tot. Păi, dar neamănine, dar stai o leacă cu eu. Ce te-a mâncat pe tine în să te duci să le faci chestia? Dar stai puțin. Stai. Eu de acum nu o să mai am grijă de nimic. De restaurant o să-i las să facă dezastru, că dacă nu eram eu de atâtea ori, ei făceau dezastru. Nu așa. Nu trebuia tu să te duci să le faci, că am eu grijă de ei. Hai să te văd cum termin aici. Vai, dar ce era aici? Da? Deci ce mi-au făcut? Îs plină de făină toată. M-au distrus toată, m-au distrus. Foarte bine. Da, țineți cu Liviu, văd că. Da, da. Am înțeles că și-a schimbat geamul. Și-a schimbat geamul. Foarte bine. Mai dărâmă unul. Da. Noi ne bucurăm că se schimbă ceva la pirați. L-am chemat pe colegul meu, Bobo, să mă ajute să montez geamul ăsta, că nu știu. Nu mă pricep. Și piratul ăla, să știți că încă își dorește să intre. Mai mâncat cu piratul ăla, ești nebun la care dacă vrei să luăm la noi, dacă îți place de tare piratul? Să știi că nu i-ar sta rău la noi. Știi că pe vremuri se lua steagul? Nu trebuie să-i luăm piratul ăla în semnul lui. Și i-am luat piratul, dărâmăm cetatea. Aia-i. Bună seara, bine ați venit! Astăzi am avut o primă masă din aceleași domnișoare care vin văzând pe Facebook postările noastre. Ei sunt prietenii noștri de la București. Decontăm și transportul, dacă veniți, să știți. Ceea ce înseamnă că începe să se ducă buhu, că afacerea noastră prosperă. Am avut familii întregi, mese de câte 6-7 persoane. Cel mai frumos, cel mai frumos, ce poate să fie când vezi doi bătrânii. Bună seara, bine ați venit! Te-am învățat să fii cu meserie. Nu chiar, am învățat eu singur. Viața m-a învățat. Hai să fac o poză cu tine. Peste ani și ani o să venim și noi aici să ne amintim. Adică foarte drăguț. Oameni care vin efectiv ne iau în brațe, ne pupă și ne zic au plâns cu noi la Asia Express. Scumpete mică și frumoasă, da. Bani mai pot, mai după voi. Mai mulțumim. Când ne desumflam noi că nu aveam oameni pe terasă, acum ne umflăm. Dar ne umflăm în pene când vedem că lumea intră cu mare drag zâmbind. Și ne bucurăm foarte tare că avem clienți pe terasă. Și Andrei poate să spună același lucru. Hei, câți oameni suntem aici? Suntem peste 200. Și ne distrăm maxim. Nu vă aud de la muzică. Ce ai zis? Era deja ceasul vreo jumate. No, și lume, erau două mese, atâta. Foarte slab. Jolo Belli, Jolo Belli, ah, ok. Așa, pentru domnișoara, bun. Nu era multă lume pe stradă, ma restaurantul nostru a fost full. Da. Hai că de vreme, stai așa, n-o plecati. Hombre, amigo, cum stă, fratelo? Fii atent, am făcut ceva special pentru voi. Am făcut mici, am gătit, am dansat, adică a fost senzațional. La contornanti! Fernando! Fernando, șef bucătar! Șef bucătar, Fernando! Yes! Cel mai bun grătar! Yes! Cel mai bună salată! Mambo! 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 Fernando e un plus pentru noi. E un plus, da. E un plus mare pentru noi, pentru că are energie foarte bună. Mira, Liviu, ce-ai zis tu? Ăsta cu apă, Mambo! Hey, Cinci mici, că așteaptă omul. Acum, și dacă ne vede pe noi că am căzut un pic și că suntem un pic obosiți, vine, ne ia. Da, omule, e foarte important să ai un astfel de om, care n-are niciun fel de bariere. Noi suntem un pic mai conservatori, așa. Nu ne e rușine. Ne e rușine să ne etalăm, ne e rușine să spunem ce gândim, ne e rușine să dansăm. Săi, zăi, un pedacito! Un pedacito! El făcea lucrurile astea atât de firesc și ne dă o lecție de cum trebuie să fim... Bineînțeles că ne dă și o lecție și un motiv să dăm un motiv de durere de cap. Mambo, 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 rompe! Că nu mai poți zici de ce mă doare capul, că a bătut vântul. Nu, ne mai doare capul și că... Bomba! Când ți-e lumea mai dragă, îți urlă cineva în ureche și te... Aia, dar, pe de altă parte, îți alungă din gândurile alea ciufulite. Da, duram, duram, romp!
Duna, 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 ei! Bună seara! Bine v-am găsit! Dar cum să nu? Petrecerea a început timid. Băi, s-a umplut până la urmă. Și nu ce am făcut. Când s-a umplut, am început să umplu la dans. Dacă vrei să motivezi lumea, trebuie să te simți tu bine. N-ai cum să o simulezi pe asta. Asta am învățat-o. Sunt entertainer de 19 ani. Să comunicați tot timpul cu DJ-ul, că vrem să-l aducem mereu. Să comunicați cu DJ-ul, orice. Hai, intertermin. Aici, la mine, în restaurant, nu era foarte multă lume. Dar atmosfera a fost plăcută pentru că am avut un DJ care s-a implicat foarte mult și a simțit pulsul oamenilor. Hai la jos! Hai la! Hai! 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 Am început să facem hore, am început eu să chiui, țipam. Era neamărind pe jos de râs. Deci muzica excelentă. După aia a început să apară. Stai mă să-ți dau paharul, bă! Mă duc să văd ce face Ianche și Kadir. În această seară vă oferim o noapte romantică de neuitat. Noapte romantică, auzi. Vorbește ca papagalul. La ponton antic. De ce le vorbim? Ziceai tata, bagajele, bagajele, când le-ai bagajele? Bagajele. Le-am aruncat locuri. La Marlena în cameră. E bine? E bine? E bine? Ei erau omicii, mergeau la grătarul. Zic, Fernando, cât e micul? 2 lei. Oh, frate! Da. Ei, pot să le spun? Da, ah, mă, da! Nu, frate, hai că te fă invidios! Nu! Nu te fă invidios? Nu, nu! Ei, mă, nu te doare inima? Nu! 10 lei, unu! Cum 10 lei? Da, că trebuie să facem bani, trebuie să facem bani, să facem bani. Și Fernando și ornase foarte bine farfuria, erau puși mici, da. Au făcut o floare, pusese cu roșii, cu tare. A nebunit când a văzut platoul ăla că se duce către masă. Hai, mișcă-te, mă, repede, oh! Mișcă-te, vrea, cu să fii. 10 lei, micu? Sunteți nebuni. Dușmănos. Era și numărat în gândul ăsta, mamă, și-au dat deja 1 milion, n-au omorât. Deci, dușmănos, invidios. Mă vezi că noi avem împreună o chimică mortală. Ei, mă, acum nu dispară, mă muncim împreună. N-avem cum, de-abia am pornit, ești nebun. A fost o echipă extraordinară. Facem, fratello, împreună, vamono! From here we will be stronger! Că dacă continuăm așa, ei, mai, și alte restaurante da faliment, pentru că le furam toate clientele. Uepa! Vrei să vorbește mai încet, că mă doare capul de îmbogățit. Serios? Asta ai și Z-ul, fraților. Ca să ne înțelegem, ieri am făcut 6 milioane cu șpagă 3 și astăzi am făcut 15 milioane cu șpagă 5 milioane. Boza, da, best team! Mândru de voi, bravo! Echipă mortal! Bravo, Elena! Acum suntem 2, 3 locuri. Cum arătă oia? Mambo! Stai cu ăștia? Stai mambo! Adică altfel tragi linie și nu mai simți oboseala după ce ai muncit toată ziua, când vezi că munca ta e răsplătită. Îi fii atent ceva, s-a făcut mai bani ca acolo, Clean Marine. 1235. Și ăștia? Aia sunt șpagă. 47 de lei trebuie să fie șpagă. Atunci ăștia e de aici. Din păcate, această tură este ghinionistă. Eu le-am atras atenția că avem niște facturi destul de mari care trebuie să vină la zi. Sunt facturi care vin la 5 zile. A fost o zi foarte grea.
A fost foarte... Vorbesc foarte serios. Da, deci, nu, eu sunt aici de 3 săptămâni și ceva, dar atâta muncă cât am muncit astăzi, eu n-am muncit. M-am dus la Crucale așa un pic tristă, sincer. No, n-am reușit ca să facem o seară în care, da, într-adevăr, să zici că a fost o seară reușită. Mai avem 3 milioane 24 de lei. 3 milioane 200. Trebuie să investim să luăm marfă. Da. I-am spus lui Andrei că eu trebuie să plec pentru că mai am o pizzerie unde trebuie să fiu acolo, la Znagov. Într-un serial, nu vă speriați. Nu și-a deschis încă nimic, nu-i buluciți. De cum mi-a deschis? Eu îmi iau rolul serios. Îl las Znagov și îl las pe Andrei aici. Dar las cum trebuie. Îl las și cu bani. Îl las pe plus. Pe plus mult. Îl las cu Fernando, care știu că se va descurca. Elena, care e o tipă foarte mișto în bar. Și mi-a zis că are pe fane. Fața lui, expresia feții. Ochii aia care au fugit în fundul capului care când văd de la sapline. Ochii care au dus spumele la guriță. Toate lucrurile astea merită să ne chinuim la terasa asta și să strângem mai mulți bani decât el. A luat foc restaurantul firea s**a și voi stați aici? Ce căutați aici amândoi? Ce căutați mai? Ce căutați? Ce? A luat foc restaurantul! Restaurantul arde, bă! Arde restaurantul, bă! Arde restaurantul, bă! Ai auzit cu ăla? Arde restaurantul, bă! Arde! Te-a adus! Echipa mea e foarte bună la un moment dat. Fernando e foarte bun bucătar, este extraordinar ca și bucătărie. Dar lucrurile sunt mie foarte bune și senzaționale, pentru că e altă treabă. Restaurant.